După atât de dorita și meritata promovare în Liga 3 Națională de Fotbal a țării, fotbaliștii de la Arsenal Malu, în bine meritata vacanță dintre sezoane, au adus o mare bucurie în rândul staffului echipei, al locuitorilor comunei, dar și în rândul iubitorilor sportului rege. Nu știu dacă încă ne dăm seama de ceea ce am realizat, dar e o mare bucurie pentru noi, pentru toată echipa și pentru staff și inclusiv pentru cetățenii comunei Malu. Le-am adus o mare bucurie și începând de luni o să ne axăm pe această muncă de mai mult administrativă. Strategiile viitoare, parte dintre ele deja elaborate, se referă și la utilizarea fondurilor bănești, odată cu primele meciuri jucate în Liga 3. Managerul mălurenilor consideră însă că nu vor exista în viitorul apropiat sincope financiare în rândul echipei. Suntem ok, ca să spun așa, adică nu avem bani să dăm pe afară între ghilimele, dar nici să nu ne putem înscrie. Banii pe care avem nu sunt mulți, dar sunt bine manageriați. Exact asta am făcut și în Liga 4 și poate de aceea am ajuns la performanța de a promova. Nu sunt mulți, repet, dar îi vom manageria așa cum trebuie ca echipa să meargă fără sincope în Liga 3. Reamintim iubitorilor fotbalului că Arsenal Malu a promovat în Liga 3 în urma unei partide de baraj susținute cu Progresul București. În partida de acasă, mălurenii câștigând cu 2-0, în timp ce în deplasare i-au învins pe bucureșteni cu un dureros 4-1.